Mâncare delicioasă de mărimi imense! Ai mai văzut vreodată asta? Eroii noștri sunt gata să facă orice pentru a mânca până la ultima primitură! Ești la Multi Do Fun și acum vei vedea mâncare de diferite mărimi! Începem! Grozav! Da? Eu am primit cea mai mică porție! Nu e corect! Cartofii ăștia de ciocolată miros atât de delicios! Porția mea e atât de mică încât nici nu o pot simți! Dar va fi delicios! Dar atât de puțin! Am mâncat deja totul! Nimic amuzant, Ted! Am rămas flămândă! Hei, uită-te la asta! Cartofi de ciocolată! Voi adăuga sos de căpșuni și caramel! Și mai mult, așa va fi mai gustos! Voi face o cascadă de sosuri! Acum pot mânca! Crocant, dulce, uimitor, bellissimo! Ce idee grozavă! Ce face? A pus sos pe cartofi pentru a-i înghiți cu ușurință! Felicitări! În sfârșit îmi pot mânca cartofii! Sunt atât de mari încât abia mi intră în gură! Delicios! Nu am mai încercat niciodată cartofi prăjiți cu ciocolată! Sunt atât de crocanți! Oh, nu! Cartofii mei au picat! Și eu pic! Ted, ești bine? Da, doar mă odihnesc puțin! Pizza pepperoni microscopică, medie și uriașă! Care porția cui este? Eu am primit-o pe cea minusculă! Ce să faci? Am o porție mai mare! Ce miros! Wow! Asta da bucată! Dar trebuie să-mi închid gura! Nu eu încep! Sophie? Da, eu mănânc primul! La ce să mă gândesc? Știu! Voi mânca bucățelele de salam separat de aluat! Și acum mănânc ce-a mai rămas! Ura! Acum îmi pot mânca porția! Pot mânca și eu? Nu! Doar eu pot să mănânc! Am spus nu! Hei, prieteni, ce faceți? Împăcați-vă! Ups, ne-am distras! Exact! Mănâncă, Sophie! Ce bucățică frumoasă! O voi mânca pe toată! Wow! Un nou record la mâncat pizza pepperoni! Oh, nu! S-a blocat! Ce să fac? Știu! Voi scoate bucata asta! Deci, a ajutat? Da, mulțumesc! Mă bucur să fiu de ajutor! Și cine mai e aici? Woody? Ține-te departe de pizza mea! Dușmanii au fost eliminați! Acum pot începe! Și eu o voi înfuleca pe de-a întregul! Trebuie doar să o ridic! Nu! E prea grea! Pizza mea a căzut direct pe podea! Da! Și bucata asta e acum a noastră! Iac! Mănâncă mâncare de pe jos! Ce neplăcut! Îmi voi mânca bucățica! Uimitor! Se pare că pizza e delicioasă din moment ce s-au aruncat așa pe ea! Nu trebuie să mâncați de pe jos! Ăsta e un pepene foarte mic! Iar al meu e cât o minge! Îmi place asta! Wow! Ce imens e! Atât de mare și zemos! Îmi place foarte mult pepene! Of, de ce l-am primit pe cel mai mic? Bine, va trebui să mănânc! Nu-l pot ronțăi! Îl voi înghiți întreg! Și prind! Vai! Sper că e bine! Kate este bine! A reușit să prindă chiar și pepenele cu dinții! Uimitor! L-am prins! Acum e rândul tău, Ted! Mă voi juca puțin cu el! Și acum am să-l curăț! Ce ușor se desface! Și înăuntru e roșu, ceea ce înseamnă că e copt și delicios! De-abia aștept să gust! Voi lua o primă mușcătură! Da, e atât de dulce și zemos! Cum mă așteptam! Delicios! Cum spunea bunica, gândește de 7 ori și apoi lovește! Aha! Pepene desfăte! Minunat! Bunica ar fi mândră de mine! Și acum pot gusta miezul! O să fac piure din pulpă cu ajutorul unui blender! Și apoi îl voi turna într-un pahar! Mai mai exact, într-o vază. Uite cât suc a ieșit din el! Și acum îmi pot gusta smoothie-ul din pepene verde. Chiar acum! Aproape! Stop! Te ajut eu! Oh, ce greu e! Haide! Mary, deschide gura! Vai! Oh, Ted nu a putut ține vaza și totul s-a vărsat direct pe Mary. Ce-am făcut? Mary, acum poți să bei singură. Vaza e mult mai ușoară. Ia-ți mâinile, Ted! Da, voi bea singură. Am vrut doar să ajut. I-ai stricat machiajul. E vie? Arată îngrozitor! Iac, îți lasă salivă pe degete! E ca un extraterestru dintr-un film! Și e acoperit cu slime extraterestru! Oribil! Este de fapt o caracatiță. Totuși nu știam că sunt atât de mici, dar miroase ca una mare. Trebuie să-mi țin respirația. Nu respira! Nu respira! Gata, am înghițit-o! Oh, se pare că și-a mișcat tentaculele în interiorul meu! Mi s-a părut! Mi se face rău! Haide, Ted, e rândul tău! Nu pot! E dezgustător! Își mișcă tentaculele! Ted mușcă cu curaj tentacolul caracatiței și mestecă. Nu este o imagine prea plăcută. Cum e? Hei, Ted! Nu leșina! Trebuie să mănânci în continuare! Da, ai dreptate! Dacă înghiți repede, nu vei simți gustul. Mi-e rău și să mă uit. Gata, am înghițit-o. Vai, Kate? Acum o voi prăji. Vino aici, creatură de mare. Am să fac o frigăruie de caracatiță. Am să-i prăjesc tentaculele și nu va mai fi așa de îngrozitoare. Wow, ce amuzant se strâng de la foc. Începe să miroase bine. Gata! Te-am prăjit! Acum o să încerc o bucată. Încă nu pare deloc apetisant, dar gustul… Wow! E atât de delicioasă! Mi-a ieșit un grătar cu fructe de mare! Un adevărat fel de mâncare haute cuisine! Da, o idee genială! Mie mi-e rău doar privind-o! Wow! Mary, ești așa de norocoasă! Oh, da! Malteser sunt bilele mele preferate de napolitană cu ciocolată! Le ador! De ce am primit atât de puțin? E nedrept! Tu ai primit puțin, Ted? Uită-te la găleata mea! Trebuie să o mănânc cu penseta! Da, sunt minuscule! O să mănânc una! Nici n-am simțit! O să le mănânc pe toate deodată! Acum se simte! E delicios! Vino aici, micuță ciocolată rotundă! E atât de crocantă! Și pur și simplu se topește în gură! Ted s-a decis să prindă bilele cu gura. Dar nu i-a ieșit prea bine. Hei, Ted! Acum toate bilele tale vor fi aspirate de aspirator! Oh, tu erai! Da, e mai delicios așa! 3 goluri la rând! Și aruncarea finală? Victorie! Mary, mănânci deja? Nu pot! Nu pot să o ronțăi! Va trebui să o tai! Da, o voi tăia în jumătate! Îmi va fi mai ușor să mănânc jumătate decât să mestec tot deodată! Ta-dam! Gata! Ce idee grozavă, Mary! Dar eu m-am gândit la altceva! Mă voi bucura de fiecare mușcătură! Hei, unde sunt Ted și Kate? Ce se petrece? Unde s-au dus bomboanele mele? Vă arăt eu vouă! Fugi, Ted! Fugi! Ted, ține pasul! E aproape! Nu vă puteți ascunde de mine! Simt mirosul de ciocolată! Și au fugit fericiți pentru totdeauna! Ți-a plăcut provocarea? Atunci abonează-te repejor! Mai multe provocări delicioase, povești amuzante și personaje haioase te așteaptă pe canalul Multi Do Fun. Pe curând!